Hei, un clip rapid cu un update despre terasa mea închisă. Nu mai am multe chestiuni pe aici. Astea sunt pentru soacră mea. O să-i rămână în ghiveci și toate astea, dar ce vreau să vă arăt. Am aici niște bucăți de smochin. Sunt niște smochine de Dubova. Am fost la Dunăre. Cred că s-a și văzut, de fapt, pe clipurile mele că am fost la Dunăre. Și acolo am văzut smochini. Din nefericire, nu erau... smochinii încă nu erau fructele coapte. Dar eu am fost foarte simpatică și am rupt câteva crengi. Am rupt câteva crengi. Ia uitați aici. I-am curățat foarte bine de fructe pentru că erau plini de smochinuțe. I-am tăiat. I-am pus în hormon de înrădăcinare și după care i-am băgat în ghivecele astea cu pământ. Doar ăstuia i-am lăsat, un lăstar mititel. Sunt foarte curioasă ce va face, cum va face. Și acum, cum fac niște experimente, să zicem așa, ăsta o să-l las sub capac. Ăsta are o sticlă care nu se închide ermetic și ăștia la alți doi o să îi las așa și o să vedem exact cum funcționează și care va fi evoluția lor. Aici am pus niște porumb la fiert. M-am dus să iau hormonii de rădăcinare să vi arăt și vă arăt și, bineînțeles, porumbul. Iam, iam. Și acum am revenit cu asta, Radistim, pentru rădăcinarea butașilor lemnificați. Deci s-au curățat foarte bine butașii și este un praf. Eu pudră, sper să nu o dau peste tot ca să vă dați seama ce este. Așa. Cred că mi s-a aburit camera pentru că a fost îngrozitor de cald astăzi. Și nu se vede foarte bine, se vede pur și simplu acum, ba da. Dintr-un kilogram de radistim se pot trata între 10.000 și 50.000 de butași de plante, în funcție de natura lor. Deci, practic, am tăiat rădăcina, bucata aia de tulpină lemnoasă, deci doar cea ramificată și lemnoasă, am băgat-o în radistim, am scuturat excesul, am făcut o gaură cu un lemn și am pus butașul, încercând să nu-l ating foarte mult de marginile de pământ. Deci gaura a fost mai mare decât butașul, ca să înțelegeți, în așa fel încât să stea cât mai mult hormon de înrădăcinare. Și pentru ce e bun hormonul de înrădăcinare? Înrădăcinare mai rapidă, procent mai mare de butași înrădăcinați, număr mediu de rădăcini, lungimea medie a rădăcinii mai mare, o mai bună dezvoltare ulterioară a plantelor. Datorită compoziției complexe, butașii sunt protejați pe perioada calustării. Stați că nu pot să citesc. Așa, că citesc prin ecran. Calusării și amiterii rădăcinilor împotriva atacurilor diferiților agenți patogeni, reducându-se astfel mortalitatea produsă de mucegaiuri. Deci este și un fungicid în același timp, ca și idee. Da, acum să sperăm că va fi ok. În hormon de înrădăcinare o să îmi înmulțesc și niște trandafiri. Aici mandarinul, ia uitați-l cât este de mare. O să-l duc la soacră mea pe balcon. Are un balcon în care este jumătate umbră, jumătate soare și pentru că afară mi-e teamă să-l pun, oricum l-aș așeza și pe unde l-aș așeza, tot
bate după masa soarele și mi-e teamă să nu îl pârlească. O constatare proprie, lămâiul de-abia acum, după ce l-am urcat sus în așa fel încât să bată soarele direct pe el, dar fără să-l prăjească, a început să dea niște lujeri. Și cam atât. Simplu și rapid, fără să facem mare tantam și poezie. Smochinii ceilalți mis mari și ei sunt adăpostiți pentru că e o caniculă fantastică. Am mutat și un rozmarin, l-am pus tot așa într-o găletușă, pentru că i-am înmulțit prin marcotaj. Și am pus într-o găletuță și ăla e la umbră. N-am curajul să-i scot afară. Grădina mea arată jalnic, în afară de ceapă și de... nici măcar de usturoi, că ăla e mic și amărât. În afară de ceapă, prea puțină chestia. Dar o să filmez, am tot promis că o să filmez și că o să vă arăt. Dar o să filmez și o să vă arăt. Pentru că încă arată destul de bine tufele de castraveți și două cuiburi de lebeniță, dovlecei mi sunt prin soare, mi se varză, nu știu ce o să facă. Și cam asta este. Dimineața când o să le dau un pic de apă, nu foarte multă, pentru că debitul e foarte mic ale apei și e o nebunie cu canicul asta. Ideea pe care, de fapt, vreau să vă explic, este că atât lămâiul, mandarinul și alte citrice sunt mega fericiți cu multă apă, sunt mega fericiți cu mult soare, dar nu soare direct. Cam asta este. Să ne înțelegem, mandarinul a fost mai mic decât lămâiul și acum ia uitați-l. Pentru că lămâiul a fost scos afară, dar într-o zonă în care era foarte tare umbrită. Deci nici la umbră multă nu-i place și atunci n-a dat. Astea sunt mari și frumoase. O să le plantez în altă parte. Și ce am acolo? Niște vișinată. O să vă spun într-un alt tutorial cum fac vișinata. Ia uitați! Să vă spun acum, haideți că vă spun acum aici, peste 2 kg de vișine, am pus 1 kg de zahăr și au lăsat siropul ăla, mai deschis din când în când pentru că a fermentat. Da, am tot pământ pe acolo, în cazul în care vă uitați ce am pe acolo, tot pământ de pe la flori și de pe la toate alealte. Butonul ăsta oricum trebuie să-l spăl și să-l îl pun în pivniță, va fi și mai varză. Pentru că se deschid lateralele terasei. Deci, terasa este cumva deschisă și a fost așa o furtună, fără ploaie și s-au zburat toate pe aici. Trebuie să scot tot și să mătur. Bine că mi s-au spart geamurile. Cam asta a fost ideea. Bun, am lăsat vișinele cu zahărul la... macerat, practic, aproximativ o săptămână și acum o să torn țuică. Țuică de mere, că nu are alt gust. Și o să fac vișinată. Bun, aici, ia uitați, cât i-am așteptat. Ai, cât i-am așteptat. Ia să-mi ia de Madagascar. Cred că tocmai pentru că am iubit-o atât de mult, am exagerat cu apa. Și sper să nu moară. Bun, cam asta este. În legătură cu vijelia, da, a fost vijelie, dar a fost doar așa vânt și 3 strop de ploaie. A fost suficient cât să-mi zboare toate. Repet, am fost norocoasă când mi-a spart geamurile. Pentru că oricum am avut tot frunze și alte nebunii zburate pe aici. Cam asta este tot. Nu uitați de un like, de un share și mai ales să vă abonați la canalul meu. În felul acesta vedeți câteva filmulețe interesante și sper să vă facă plăcere. Puteți încerca și voi să ne rădăcinați
diversi copăcei, nu doar cu smochinul, și mai sunt o grămadă de alte plantuțe care merg așa. Bun, cam asta este tot pentru astăzi. V-am pupat!